bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații. Ministrul Tineretului și Sportului a ratat podiumul. Eduard Novac a ocupat locul al 11-lea în proba de contratimp. 1000 de metri din cadrul Jocurilor Paralimpice de la Tokyo. Acesta a fost cronometrat timp de 1 minut, 6 secunde și 918 miimi. Medalia de aur a fost obținută de un spaniol care a stabilit și noul record mondial și paralimpic. Ministrul a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care le mulțumește celor care au fost alături de el și se declară mulțumit de rezultatele obținute. La Jocurile Paralimpice de la Tokyo, România participă cu 7 sportivi care concurează la tenis de masă, judo, atletism, ciclism și tir cu arcul. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a preluat poziția de șef interimar al administrației Lacuri, Parcuri și Agremen București. Asta după ce l-a demis pe Bogdan Tănase, acum fostul șef al parcurilor din capitală, în urma unei inspecții neanunțate la sediul Alpab. În urmă cu câteva zile, în presă au apărut mai multe imagini cu focarul de infecție și mizeria din parcul Cismigiu. Edilul se declară nemulțumit de starea spațiilor verzi din București și anunță că se va ocupa de amenajarea acestora, chiar dacă în acest moment nu există bani de investiții. Am avut două conduceri succesive la companie, niciuna corespunzătoare, adică și pe comenzile care s-au dat, fie în ceea ce privește tunderea ierbii, fie în ceea ce privește curățenia, golirea coșurilor de gunoi, curățarea locurilor de joacă, s-a făcut treabă de mântuială. E o promisiune, în 2 ani de acum, parcurile vor arăta chiar cum trebuie să arate. Muncitorii din Piața Neamț au fost surprinși că asfaltează pe ploaie. Se pare că dumarii nu au lăsat ploaia să le strice planurile de reabilitare a străzilor și au continuat să toarne asfalt. Mai mult decât atât, orașul se afla sub cod portocaliu de ploi torențiale atunci când a fost filmat. Imaginile au fost surprinse de un șofer care se afla în trafic și au fost postate pe rețelele de socializare. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară. Candidaturile lui Ludovic Orban și Florin Câțu au fost acceptate. Comisia de Organizare a Congresului PNL a anunțat că perioada pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al partidului s-a încheiat, astfel că nu va exista și un al treilea candidat. Comitetele directoare județene, într-un interstatutat, se vor pronunța prin vot secret pentru susținerea unui proiect de moțiune sau a ambelor proiecte până pe data de 17 septembrie. După ce au mâncat bine într-un local din Cluj, au plecat cu banii în buzunar. 5 tineri au fugit dintr-un pub fără să achite consumația de câteva sute de lei. Mai mult, au luat cu ei chiar și nota de plată. Au omis însă un aspect. Cei 5, 3 fete și 2 băieți, vorbitori de limbă spaniolă, au fost surprinși de camerele de supraveghere cum au părăsit incinta localului, iar acum sunt căutați de proprietari. Reprezentanții barului au făcut publice fotografiile și au anunțat că sunt în căutarea grupului de spanioli, nu pentru a recupera banii, ci mai mult pentru a le da o lecție. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!